Bună ziua, dragilor! Bine ați venit sau revenit pe canalul nostru! Astăzi revin la voi cu un nou clip de cumpărături pe care noi le-am făcut de data aceasta de la Kaufland din România. Haideți să vă arăt ce am cumpărat. Am cumpărat aici o caserolă de roșii Sherry. Am să vă las prețurile afișate la fiecare pe ecran, la fiecare produs în parte pe ecran. Am luat o legătură de morcovi. Nu am găsit decât doar din aceștia cu frunze. 2 ardei capia, 3 căpățâni de usturoi și aici câteva cepe galbene. Am lipit prețul de la usturoi pe pungă. Vreau să fac săptămâna aceasta niște paste și am luat bacon, paste carbonara. Pentru cățel am luat să încercăm varianta aceasta de mâncare la conservă. Avem un cățel și este bătrân. Și să-i mai schimbăm meniul pe lângă bobițe. Am luat pentru copii cacao și mi-a fac cacao cu lapte Nesquik. Iar pentru pisica lui mama i-am luat două conserve din aceasta de carne. Și aici am luat supă. Noi ne place foarte mult supa aceasta, dar savurăm doar tăiței. Ne place să facem supă și să băgăm tăiței aceștia în supă. Se fierb foarte repede și sunt foarte bune în supă. Când facem supă de pui, îi consumăm pe aceștia. Le punem supă fierbinte în farfurie și tăi aceștia la supă. Am mai luat un unt, să vedem cum este. Și vreau să fac săptămâna asta și salam de biscuiți, pentru că am foarte mulți biscuiți simpli. Și vreau să fac salam de biscuiți și am luat o esență de rom. Am mai luat aici și o caserolă de margarină, aceasta pe bază de plante vegană. O brânzică Philadelphia, tot așa pentru copii, să le mai fac ceva sandwich-uri dimineața. Două pungi din acestea cu dot, de luna sau și mâncat. Aici am găsit avocado, a fost la reducere, de la 9,99 lei, l-am luat cu 4,60 lei. Două legături de ridic, sunt mai mici, dar sunt mai bune. Aici am luat pastărnac, câteva bucăți de pastărnac, două legături de ceapă verde, o caserolă de pătrunjel. Aici a luat soțul ceva cârnați nemțești. Nu am mai fost în România, în concediu și altă dată noi am mai luat din Kaufland acești cârnați, sunt foarte buni. Deși sunt nemțești, nu am găsit în Austria sau, nu știu, poate în Germania. Dar sunt foarte buni. Am luat un cofrag, nu cred că o să mai avem ouă în casă. O vegetă din aceasta cu gust de legume pentru supă. Semințe de floarea soarelui, s-a fost un leu. Tot așa pentru cățel, am luat aici 8 pachete de cârnați din acesta. Îi mai dăm ca și gustare. Soțul și-a luat halva, i-a fost făcută pe halva. Aici am luat, să vedem, un muștar cu boabe de muștar din acesta. O sticlă de oțet, o sticlă de ulei și mi-am luat șamponul meu preferat de aici, că în Austria nu-l găseam, de la Clear. Asta este foarte bun, pe mine mă ajută foarte mult, iar am probleme cu mătriața și l-am luat, m-am bucurat că am ajuns acasă și l-am putut cumpăra să-l folosesc, pentru că la Austria nu-l găseam și mie îmi face foarte bine dacă am probleme cu scalpul, mă ajută foarte mult. Pe bază de stres, cum am avut în ultima perioadă agitație, stres cu mutatul, mi-au apărut din nou problemele de mătriață. Și nu mai bine am să mă spăl pe cap și am să pot să folosesc Clear. Am mai luat aici două rezerve în acestea pentru baie, pentru WC-ul. Și masca aceasta de păr, nu știu exact, mască se zice. Mască, da? Mie îmi place foarte mult cum descurcă părul, îl lasă moale și ușor de pieptănat. Aici am luat pentru copii, tot așa. Eu veneam în România, le mai cumpăram pufarini, le plac foarte mult pufarinii.
și mie. Nu pot să zic că nu. Cred că sunt un dulce, este un dulce al copilăriei, care cred că toată lumea îl mânca în copilărie când era mic. Am mai luat tot pentru salamul de biscuiți cocos, dulce de cocos. Și aici le-am mai luat să-și facă dimineața cereale, să mai mănânce cereale cu lapte. Mai bine le-am luat și cacao. Și mi-am luat o lingură de silicon, o paletă din aceasta de silicon. Iar aici am mai luat ca și carne, câteva pulpe de pui cu spate și o pungă de tacâmuri. Spate de pui pentru supă, cum mai avem. Și acestea au fost cumpărăturile noastre pe care noi le-am făcut astăzi de la Kaufland. Pe aceste cumpărături am plătit astăzi 267 de lei și 27 de bani. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să ne dați un like. Iar dacă sunteți noi pe acest canal, vă invităm să vă abonați, să apăsați pe clopoțel, să fiți la curent cu notificările de câte ori vom posta un videoclip nou. Iar noi ne vom revedea data viitoare într-un nou videoclip. Până atunci, rămâneți cu bine! Ciao!